Sănătatea România, o să vorbim puțin despre imunitatea celor care au ales să se vaccineze și a celor care au trecut prin boală. Despre aceste două tipuri de imunitate vorbim, ca de obicei, cu un specialist, doctorul colonel Ion Ștefan, șeful secției boli infecțioase a Spitalului Militar Central. În momentul în care uh, noi. Venim în contact cu virusul SARS-CoV-2, acționăm la diferite niveluri. Pe de-o parte, poate să acționeze imunitatea celulară a linfocitelor T, pe de altă parte, acționează imunitatea umorală prin producere de anticorpi. S-a observat că producerea de anticorpi după trecerea prin infecția COVID-19 este în general modestă. Au fost studii foarte ample, cel mai amplu făcut de spanioli. 50.000 de, de subiecti, care au demonstrat că producerea de anticorpi de tip IgG post-boală este în jur de 5-5,8%. Și asta e puțin sau e mult? Foarte puțin. Ai puțin. Și asta explică faptul că există cineva care ne-a și scris care s-a infectat de trei ori? Asta înseamnă că dacă nu ai anticorpi într-un titru care să-ți asigure protecție, poți să faci boală și a doua oară. Din fericire, studiul a fost completat de, de suedezii de la Karolinska și ei au ajuns cam la același procent de anticorpi după boală, dar ei au demonstrat că în afara acestei imunități prin producere de anticorpi, acționează și imunitatea celulară prin limfocitele T, fie prin citochine, fie prin interleuchine, interferoni, mă rog, tot ce înseamnă imunitate celulară și care asigura o protecție în jur de 20%. Așa că pe ansamblu se obținea un 25%. Mai mult de atât, japonezii au făcut un, un studiu pe o perioadă mai îndelungată de timp și s-a văzut că în timp, probabil prin infectări care nu au fost diagnosticate, prin cazuri asimptomatice, uh -huh. în general, au ajuns la o protecție în jur de 48-50%, ceea ce e rezonabil, e mult mai aproape de acea imunitate de grup la care aspirăm uh -huh. și de care tot vorbim și la care tot visăm. Imunitatea e mai presus de toate și e foarte clar că cea a celor trecuți prin boală e insuficientă. Vă doresc să fiți sănătoși cu toții. Așteptăm toate mesajele voastre pe sanatate.romuniaarontevere.ro.